Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost reluat de astăzi. Aplicația pentru alegerea instalatorilor a fost deschisă de la ora 10, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Solicitanții care nu au selectat până la suspendarea programului un instalator validat au acum la dispoziție 90 de zile. Vă reamintim, programul a fost suspendat din septembrie anul trecut, după ce unul dintre instalatori a dat în judecată AFM pentru că nu a fost validat. Ulterior, firma a renunțat la proces, iar AFM a deschis o nouă sesiune de înscrieri pentru instalatori. Reguli noi impuse de Ministerul Sănătății pentru eliberarea antibioticelor. Alexandru Rafila a explicat într-o intervenție la Digi24 cum va funcționa eliberarea dozei de urgență. Ministrul a atras atenția totodată că antibioticele nu se folosesc în infecțiile virale. Există doar antibiotice obișnuite, le spunem de primă linie, care pot fi eliberate ca și doză de urgență. 48 de ore e un timp suficient. Eliberarea în doză de urgență nu presupune faptul că nu mai trebuie să mergem ulterior la medic. Dimpotrivă, un tratament de 2 zile este insuficient și trebuie să mergi la medic pentru personalizarea tratamentului în funcție de afecțiune. Consumul de antibiotice din România este mare, nu știu dacă suntem chiar pe primul loc, dar oricum suntem de mulți ani pe primele, într-unul din primele 3 locuri din Uniunea Europeană, alături de alte țări din zona noastră, Grecia în special, Cipru. Problema e legată de apariția bacteriilor multirezistente. În principiu, atunci când există o declarație proprie a răspundere, există și o responsabilitate a unei persoane. Va exista și o bază de date în acest sens? Sigur. Bine, o construim baza de date, o să vedeți că încet, încet o să trecem de la acest sistem care este bazat pe, dacă vreți, pe o activitate manuală, la unul electronic, care să genereze, pe de o parte, rapoarte imediate și, pe de altă parte, să prevină eliberarea repetată a unui antibiotic. Dar nu cred că cineva vrea să se ducă de 3 ori la diverse farmacii ca să ia tratamentul de urgență, nu folosește la absolut nimic. Din potrivă, mai mult și farmaciștii vor fi precauți și lucrul ăsta este important, ca atât medicii cât și farmaciștii, pe de o parte, dar și publicul general să înțeleagă că antibioticele trebuie folosite rațional și doar atunci când sunt indicate, nu în infecții virale. Profesorii care fac meditații contra cost cu elevii de la clasă pot rămâne fără loc de muncă. Astfel de activități reprezintă abaterii disciplinare potrivit noii legea învățământului preuniversitar, iar sancțiunile pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă. În aceste cazuri, profesorii nu vor mai putea preda timp de 7 ani școlari. Un ordin al Ministerului, publicat recent în Monitorul Oficial, îi obligă pe profesorii să declare până la 31 decembrie în fiecare an că nu fac meditații cu elevii de la clasă. Nedepunerea acestui document sau nedeclararea meditațiilor va fi considerată abatere disciplinară. România a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii din cauza gropilor de gunoi neconforme. Statul are de plătit 1,5 milioane de euro pentru că nu și-a respectat angajamentele. La această sumă se adaugă sancțiuni zilnice de 600 de euro pentru fiecare depozit de deșeuri care funcționează. În toată țara există încă 31 de gropi de gunoi cu probleme. Altfel spus, statul va fi nevoit să dea aproape 19.000 de euro pe zi până când reușește să închidă toate depozitele de deșeuri neconforme. Curtea de Justiție a Uniunii a semnalat încă din 2018 neregulile, iar în urmă cu 2 ani Comisia Europeană ne-a reclamat din nou pentru nerespectarea obligațiilor. Invitat ieri în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Sorin Banciu, a explicat că este vorba de depozite de deșeuri industriale. Este o informație publică. Este o pată pe obrazul României, acest dosar de infringement, pentru că discutăm de niște probleme istorice. Discutăm de, nu sunt gropi de gunoi așa cum le înțelegi cu oamenii, deșeuri menajere, cu o singură excepție, un singur depozit de deșeuri menajere nu a fost închis la timp și acela este din păcate la Brașov, un orașul meu.
Și deși am lucrat îndeaproape cu autoritățile locale să urgentăm planul de închidere, încă nu s-au făcut pași concreți și Brașovul alături de alte zone va trebui până la urmă să-și asume răspunderea pentru, pentru această închidere. Este sarcina primăriei municipiului Brașov să închidă depozitul de deșeuri menajere, care este în vecinătatea unui depozit de deșeuri industriale. Și aici vreau să clarific. Discutăm de deșeuri industriale, sunt deșeuri ale unor fabrici sau mine sau rafinării care multe dintre ele sunt într-o situație juridică incertă. Au dat faliment, au fost preluate de lichidatori, deci situația lor juridică este complicată. Ăsta a fost și motivul pentru care procedurile de închidere au durat foarte mult timp. Când a început acest dosar de infringement, aveam peste 100 de depozite în situația asta. Între timp, România a făcut niște progrese. Înțeleg că mai avem doar 31. Mai sunt doar 31 în această situație. La unele există un proces clar și pentru fiecare dintre ele există un calendar de închidere, însă, din păcate, asta ne va costa și aici cred că este un semnal de alarmă, dincolo de sume și dincolo de banii pe care România va trebui să-i plătească, semnalul este clar. Nu ne mai putem juca cu obligațiile de mediu. Obligațiile de mediu nu sunt facultative, sunt obligatorii. Curtea de Justiție subliniază că funcționarea acestor depozite de deșeuri duce la un risc important de poluare și la consecințe grave pentru sănătate din cauza eliberărilor de substanțe chimice nocive în apă, sol și aer. Totuși, Sorin Banciu a spus că acestea nu au mai fost folosite de ani de zile și că statul va încerca să recupereze banii dați pe amenzi. Unele sunt depozite inerte, unele sunt, nu s-a mai, niciunul dintre ele nu s-a mai depozitat de foarte mult timp, însă ele trebuie să parcurgă o procedură legală și administrativă de închidere. Să se impermeabilizeze, apa de ploaie să nu mai influențeze și să nu ducă în apa subterană potențialii poluanți. Pentru toate astea există o procedură, administrația fondului de mediu va trebui să preia suprafețele de teren în sarcina statului, pentru că așa se întâmplă când prioritatea de mediu este lăsată în urmă și aici nu discut de ultimii 10 ani, sunt depozite care au fost deschise cele mai multe în perioada comunistă. Au existat niște obligații de închidere care nu au fost transferate de la fosta fabrică care acum nu mai există la actualul deținător al terenului sau al depozitului. Am făcut o analiză foarte complexă care a durat foarte mult timp să știm situația juridică, pentru că va trebui să expropriem aceste terenuri pe care sunt amplasate astfel de depozite și să le închidem cu bani publici. Și avem o discuție foarte, foarte aplicată la Ministerul Mediului, pentru că înțelegem cel mai bine gravitatea unor amenzi și a unor penalități pe care România trebuie să le plătească. Vrem să accelerăm procedurile de autorizare. În același timp, vrem ca cei care au fost responsabili pentru neînchiderea lor să plătească sub o formă sau alta. Pentru că nu este corect ca cetățeanul din București să plătească pentru un depozit de deșeuri care nu s-a închis la nu știu ce haldă sau la nu știu ce depozit din altă parte a țării. Piața Constituției din București rămâne blocată și astăzi, deși aproape nimeni nu a mers la protestul transportatorilor și al fermierilor. Avizul primăriei capitalei permite participarea 5.000 de persoane și 200 de utilaje. Edilul Nicușor Dan a explicat aseară într-o emisiune la Digi24 cum s-a ajuns la această situație. E o poveste mai lungă. Au fost 4-5 solicitări de proteste pe care noi le-am respins pentru că nu aveau elementele legale. După aceea a fost solicitarea de protest a Sindicatului Transportatorilor și ei au venit și au spus vrem să aducem 15.000 de mașini să blocăm Piața Victoriei și toate arterele care dau în asta, ceea ce ar fi fost ilegal și ar fi paralizat orașul. Și după aceea a venit această solicitare de la un cetățean, în sfârșit avea elementele legale. El a spus că aduce 100 de tractoare, 100 de așa numite cap tractor. A vrut inițial Piața Victoriei, l-am convins în urma discuțiilor din comisie pe Piața Constituției. Nu afecta traficul, chiar dacă erau toate utilajele astea și 5.000 de oameni. Numai că iată că nu a strâns protestatarii la care se aștepta. Primarul general a adăugat și că nu știa cine este de fapt organizatorul protestului, dar și că totul a fost o încercare de politizare.
Am avut neoficial încercări să-l convingem să renunțe. Vom avea aceeași imagine, o piață blocată conform protocolului. Este un domn care a mai făcut de-a lungul timpului cereri către noi. Habar n-aveam de legătura dumnealui cu doamna Șoșoacă, însă era un cetățean care ceruse în numele unei idei un protest și nu aveam niciun motiv să nu-i aprobăm cererea asta de protest, care, repet, întrunea toate condițiile legale. A fost o încercare de politizare, cum s-a mai întâmplat de multe ori, care n-a mers. Pe scurt, FCSB victorie la scor aseară cu UTA Arad. Roș-albaștri au câștigat cu 4-0. Darius Solaru a deschis scorul în minutul 20 și a majorat diferența cu o nouă reușită 2 minute mai târziu. FCSB putea intra cu un avantaj de 3 goluri la pauză, dar reușita lui Ovidiu Popescu a fost anulată de video-arbitraj pentru offside. Olaru a obținut hat-trick-ul în minutul 66, când a marcat a treia oară din penalti, iar David Miculescu a închis tabela la 4-0. Tot ieri, Voluntarii și Oțelul au remizat scor 1-1. Au fost ultimele partide din etapa a 22-a. FCSB s-a distanțat în fruntea ligii întâi la 11 puncte față de CFR Cluj și Rapid. Inter este supercampioana Italiei. Milanezii s-au impus aseară cu 1-0 în finala cu Napoli. Golul victoriei a fost marcat de Lautaro Martinez în primul minut de prelungiri al reprizei a doua. Napoli a jucat cu un om în minus ultima jumătate de oră. Giovanni Simeone a primit 2 cartonașe galbene în decurs de 5 minute și a fost eliminat. Finala Supercupei Italiei a avut loc la Riad, în Arabia Saudită. Vremea rămâne rece și astăzi, cu maxime termice cuprinse între minus 5 și 7 grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit în majoritatea regiunilor, iar în sud și sud-est ceața va persista și se poate depune chiciură. Ceva ninsori slabe sunt așteptate prin Maramureș, Moldova, dar și în zona montană. În centrul și vestul țării, precipitațiile vor fi mixte. În capitală, cer mai mult acoperit pe parcursul zilei și o maximă în continuare negativă. La amiază, termometrele vor arăta minus 2 grade.